are dreptate tot ceea ce spune. Acum, el se dedică într-adevăr literaturii, am înțeles așa, deși nu știu dacă va fi de acord să-i dau o față secretă, că lucrează la un volum, la o plachetă de versuri, și cred că este bine pentru el să schimbe puțin ritmul și aria de preocupare, pentru că asta îmi va ajuta foarte mult în perspectivă. Dar eu v-am spus, în 20-25 de ani, va avea o bibliografie foarte serioasă în față. Dacă dintre dumneavoastră mai dorește cineva să spună ceva despre Răzvan Nicula și despre cartea domniei sale, atunci o să-l rog pe domnul Urgeanu să-l taie, să-l spânzure, să-l termine. Aș vrea și eu să spun. Mă așez până să vină domnul Urgeanu. Am refuzat să mă așez aici, că părea, dacă suntem așa, veteranii Ștefan Dimitriu cu mine, parcă era Iisus în teșepitul cap. Dar dacă filme, nu pot să stau aici, că e un nor. Dar să știți că dincolo de dacă n-am făcut poze, n-am ce să spun. Să știți că lucrurile dincolo de glume, lucrurile cu domnul Nicula chiar trebuie luate în serios când e vorba de poziția pe care o ocupă astăzi, s-a spus aici de neconsacrat încă, nu știu cum s-a spus, mare de scris, s-a spus și împotrivă, a scris deja trei, consacrarea iubiți colegi, cei care știți deja, nu vine la ordin, la aprobare, la avizare, așa, de la anumite organe, comitete și comisii. Foarte mulți din istoria literaturii, nume iluse din istoria literaturii române, după cum știți, oricât de actuali erau, oricât contemporan știau de ei și oricât de consacrați erau, tot istoria literaturii, nu? A rămas să decide. Nimeni nu-și asumă niciodată. Asta este realitatea. Să o recunoaștem cinstit. Consacrarea cuiva. Consacrare înseamnă intrarea în temă. Da? Hai să ne întoarcem la punct. Consacrarea înseamnă intrarea în temă. Cine să-și asume răspunderea pentru intrarea în temă? Putem să întâmpinăm un autor pe care îl întemeiem noi cu argumente logice, cu argumente de teorie literară, de critică literară, pertinente, relevante cu ce fac, de luat în serios și putem să-i facem o întâmpinare ca într-adevăr, ca unuia aflat la poarta templului. Nu putem să oficiem ca niște preoți de acum mai departe, pentru că nimeni, în afară de timpul însuși, nu va fi preot. Asta este credința mea. Și orice am face pentru ei, o facem în mod limitat. Răzvan Nicula se numără, după părerea mea, printre cei care sunt deja foarte atenți. Care, într-adevăr, merită mult mai multă vizibilitate în ecoul critic și în întâmpinările autorizate ale colegilor noștri critici, literari, dar nu trebuie să considerăm faptul că nu are încă această vizibilitate nici vreun handicap. Răzvan Nicula are niște avantaje extraordinare care vor înfrânge, veți vedea, această nedreaptă, până la urmă, totuși, privire, nu? O să-i spunem așa, timidă al lui Răzvan Nicula în literatura română. De la primul roman,
nu știu cât știți, cine îi face prefața primului rom? Edmund John. Nu. Un nume foarte mare al scenei lirice românești. Nu putea să nu sară în ochi așa ceva. Deci nu se fi făcut un clip literar. Nu este literar. Cine era? Un coleg de-al nostru. Cine era? Doamna Nicolescu. Așa spune. Nu mai contează cine, nume internațional, al șerenice. Faptul că a simțit necesar să spună, și n-a spus așa două ori, a spus câteva pagini, să spună, domnule, vedeți că aici aveți de-a face cu un compozator autentic, după părerea dumneavoastră. Nu este o expertă, este un om al culturii, da? Asta ar fi trebuit să atragă atenția lumii literare. La a doua carte, încă nu s-a adresat literare, deși era un roman gotic foarte, cum să vă spun, dificil și o mare provocare. Un roman foarte bine scris, care ar fi trebuit întâmpinat curând. Nu s-a întâmplat nici acolo. Vine a treia carte și mă întreb câte vor trebui să mai vină la Răzvan Nicula, semnat de Răzvan Nicula, ca să fie luat în serios o proză care, aș zice eu, nu prea seamănă cu proza vreunui debutant sau vreunui neconsacrat. Nu seamănă doar. Eu dacă aș amesteca o dintre prozele altora, să știți că i-aș păcări pe foarte mult corect la niște critici literare la altora. N-ar ști care este anume. Este un unul din cei, cum să vă spun eu, care au înțeles două lucruri, din puține autori tineri de astăzi, care au înțeles, două lucruri fundamentale. Răzvan Nicula a înțeles, în primul rând, că literatura adevărată este o luptă cu moartea. Aceasta e literatura adevărată. Nici de cum cu viața, cum creduri. Literatura este o luptă cu moartea. Nu poți să înfrângi moartea cu adevărat dacă nu creezi ceva. Dacă nu pui ceva, nu poți. Nu compensezi cu ceva moarte. El este un creator autentic. A înțeles treaba asta și chiar despre asta și scrie foarte des. A doua chestiune în cazul Răzvan Nicula. Uitați-vă la titlul acestei cărți lansate astăzi. Din gândurile nopții. Dumnezeu, oricine s-a așteptat din visele nopții, din sforăirile nopții, nu? Așa. Dumnezeu, dar din gândurile nopții. Ia uite ce fac cu gândesc. Dar, iată că mai și gândesc noaptea, pentru că ziua suntem bruiați, suntem zăpăciți de cotidian. Asta este adevărul. Ziua suntem pulverțați, suntem făcuți una cu pământul de cotidianul care sare la gâtul nostru. Nu ne lasă să gândim prea mult. El începe chiar în ultima vreme, atât cum a învățat pe mine viața, să semene chiar cu un animal care este anume dresat, care să sară la gât, să nu te lasă să gândești. Așa pare el să fie. Lucrurile se întâmplă ca și cum nu ar fi bine deloc să gândești o mult ziua. Răzvan Nicula este din potrivă omul care e problematicul prin excelență. El gândește tot timpul. Aș zice eu, gândește și când doarme. Ceea ce este aici este o, cum să vă spun, niște analize pe care le vedem în fel și timp de la un Camil Petrescu. Mare, nu-i așa, filozof al prozei. Și cu o formație filozofică. Evidentă, autentică. Cu analize duse până la, cum să vă spun, până la arborescență, până la raciocinări, la detalii dureroase. Nu?
mai suporți pe două ochii de microscopia detaliului. Se merge, se tot insistă pe niște marote acolo. Rămurele până când nu mai ai de ce să te agăți, te duci pe ele, te poartă peste tot. Asta este mintea umană. Dacă o lași, să se vadă pe sine. Așa e mintea. Dacă ai undeva o oglindă, și oglinda aia poate să fie femeia iubită, poate să fie tipul trecut, poate să fie moartea, așa, poate în a doua plană, sau cum se zice, în poana mare, se zice mai bine așa, în ea se reflectă cel mai bine gândurile acestea ale noastre. Pentru că atunci ești singur cu tine însuți. Și atunci nu mai e pe cine păcăli și începi să uiți de cotidianul care te zăpăcești. Nu mai e ce să te zăpăcească. Doamna Nicula profesează pur și simplu gândirea, aș zice. E unul din cazurile puțin rare astăzi. În ce mare timp astăzi de așa ceva. El își face timp distrugându-și viața. Dar eu sunt sigur, am convingerea și fac o prezicere asta, îmi asum. Nu va fi degeaba acest sacrificiu în cazul lui Răzvan Nicula. Toate semnele vorbesc despre asta în proza lui. Și în proza lungă, în proza de roman. El este un constructor, să știți, de la de șantiere, așa de... ar fi în stare așa de un transfer gărășean, de un... nu? În scriitură. Dar este capabil și de proză, de secvențe, de secvențe scurte, de povești mai mici. Majoritatea hetero diegetice sau, cum a dispus Philippe Eugène, așa de autobiografie la persoana a treia, mascată, pentru că sunt vădit, în mod vădit, niște oglindiri ale sinului, dar care nu contează că sunt ale lui, sunt ale tuturor, de fapt. Aici este marea valoare acestor stil, pentru că era o pozabilitate, de fapt, generală. Ne privesc pe toți. Dacă spunem cumva, doamne, nu mă interesează această carte a Domnului Nicula. Mă interesează frământările, tribulațiile, marotele dumnealui, neampalenele. Nu zău, planetare sunt depășite pe alte sisteme solare. Nu cumva. Tocmai alea sunt și ale tale. Aici este problema. Opozabilitatea unei asemenea scriitori. Răzvan Nicula este un caz, deci, de mare muncitor al scrisului, de om care a înțeles ce înseamnă sacrificiul scrisului. Știe de ce îl face. Și mai cu seamă, nu face pentru a aștepta acel eco asurzitor al fricii întâmpinare, pentru care alții trăiesc câți și noapte. Nu face așa ceva. Faptul că l-am descoperit alături de alți confrați ai noștri, prieteni, ai scrisului, pe mine mă bucură. Pentru mine este o șansă și pe mine, sincer, mă bucură că putem avea alături asemenea oameni, tineri de mai mult mai puțină vreme decât noi, dar ei sunt viitor. Adică ei sunt speranța că mâine se mai petrece și mine literatura. Că nu se va alege praf de toată această muncă pe care o facem, o facem nu pentru noi, da? O facem pentru cei care rămân după noi. Nu se va alege praful odată cu noi și de literatura asta. Iată că avem temeiuri să dăm un viitor, să conjugăm la viitor literatura română. Îl felicit sincer pe Răzvan Nicula pentru această carte, îl felicit pentru toate cele trei cărți pe care le-am citit, să știți, foarte mare interes. Vi le recomand pe toate trei, nu numai din gândurile noastre. Nu știu dacă le mai găsiți pe cele mai vechi. Așa că m-am avut de grijă să le... să știți, chiar merită și veți vedea chiar și niște cazuri interesante aici, sunt puse o analiză așa ca de, cum să vă spun, aici sunt și niște deformații așa judiciare un pic acolo, pentru că avem și un maestru, un expert al probațiunii, un expert al
procedurilor și al căutării adevărului cu metodele judiciare. Și atunci el știe să facă, cum să vă spun, detectivism literar. Câteva cazuri acolo vă supun atenției asemenea analize și alea sunt foarte valoroase și mă bucur că este aici meșterul Nicolae Grigore Mărășanu, acolo a spus, așa a pus la zi, nu știu de cine, toți suntem, știi că toți suntem la câte un zi, așa, care înțelege perfect ce spun eu acum. Vă spun, luați că cu încredere citiți pe Răzvan Nicolae, pentru că asta va încuraja nu numai scrisul pe mai departe al acestui coleg, eu consider deja un coleg, dar și scrisul altora din generația lui. Mulțumesc.